Uite, uite, e un dăsta verde. Și uite, mai e și un dăsta. Cum explodează? Deci ce joc ai zis că vrei să te învăț? Bună, sunt Alexandra și te voi învăța orice joc vrei. 10.000 de like-uri pentru acest clip, oameni buni. Ok, bun, și cam cât zici că a costat toată chestia asta? Păi, în jur de 2000 de euro. Astăzi, oameni buni, voi angaja o fată să mă învețe Minecraft și credeți-mă, clipul a ieșit absolut genial, nu o să regretați că ați apăsat click pe acest video. Da, efectiv a fost absolut genial și înainte de toate, nu uitați să vă abonați canalului pentru că, conform statisticilor, undeva pe la 56% din oamenii care mă urmăresc nu sunt abonați la canal, ceea ce nu este chiar ok și de asemenea nu uitați să apăsați pe butonul de like să facem 10.000 de like-uri. Haideți să trecem la introducere! Salutare tuturor, eu sunt Iceland și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou vlog, clip, cum vreți să-i spuneți, foarte, foarte interesant, vă asigur. De ce spun chestia asta, probabil vă întrebați? Ei bine, astăzi, oameni buni, vom face o nebunie ce nu știu dacă s-a mai făcut recent în România sau ceva de genul, pentru că, wow! Astăzi, oameni buni, de fapt, nu, stai, înainte să vă spun ce vom face, deși cred că v-ați dat seama din titlu, haideți să vă dau puțin context. Eram într-o seară cu niște tovarăși pe Discord, ne jucam niște CSGO competitiv și pur și simplu trebuie să recunosc, nu era ziua mea, adică nu jucam bine, absolut deloc, gen, jucam jalnic, aveam, cred că eram la runda 9 sau ceva de genul și aveam vreo 3 kill-uri, deci în orice caz nu jucam absolut deloc bine. Și un tovarăș de-al meu mi-a spus în glumă, bă, să mor eu, ai nevoie de cineva, cred că ar trebui să angajezi pe cineva să te învețe CSGO sau ceva. Și după eu am spus, după ce am râs, nu știu ce, după am zis, bă, stai puțin, asta e chiar o idee foarte bună. Cum ar fi să angajezi pe cineva să mă învețe un joc? Nu știu, să găsesc pe un site gen OLX sau ceva de genul anunț, te învăț cum să joci Minecraft, de exemplu. Zis și făcut, am găsit un anunț de genul. Și ce să vezi? Tipul care a pus acest anunț este o fată. Și cred că deja știți ce urmează, oameni buni, cel mai tare clip pe departe. Adică, nu știu, cred că o să fie amuzant rău de tot clipul ăsta. Deci, am găsit acest anunț, te învăț Minecraft sau orice joc vrei tu. Iar în descriere scrie ceva de genul: bună, sunt Alexandra și te voi învăța orice joc vrei, de la Minecraft până la CSGO, vorbim pe Discord. XOXO. Bă, ești nebun? Ce vrei mai mult de atât? Ești nebun? Adică am angajat o fată să mă învețe Minecraft. Dă-te încolo, cea mai tare chestie, vă, ești nebun? Ce vrei mai mult la viață? Așa că, oameni buni, fiind un clip atât de special, nu uita să zdrobiți butonul de like dacă vreți și partea a doua, oameni buni, poate cu alt joc sau ceva de genul. Și haideți să strângem la acest clip, bă, aici nici măcar nu discut, 10.000 de like-uri pentru acest clip, oameni buni, ca să facem partea a doua. Până nu văd acolo 10.000 de like-uri, eu nu mai fac partea a doua, pentru că, bă, ești nebun. Deci, oameni buni, nu uitați să dați-mi un follow pe Instagram la SilentYT pentru acest minunat eveniment, să vă abonați canalului, să activați clopoțelul, pentru că, conform statisticilor, 52% din oamenii care se uită la clipurile mele nu sunt abonați. Așa că abonează-te cu clopoțel, apasă pe butonul de like, dă-mi un follow pe Instagram, alătură-te canalului și eu zic să trecem la treabă. Ok, boys, deci lucrurile merg perfect până acum. Deci avem aici, deci pur și simplu mi-a dat mesaj pe Discord: hei, ăsta este Discordul meu. Nu știu de ce mi-a venit această mică impresie, dar nu știu de ce am impresia că va fi, nu știu, ceva băiat cu voice changer care pur și simplu a făcut anunțul ăla doar ca să mai câștige un ban. Dar, hei, rămâne de aflat, nu-i așa? Adică, nu știu, hai să vedem pur și simplu. Deci mi-a zis aici, am vorbit pe OLX, nu știu ce. Zic că fără niciun fel de adăugare putem să începem. Hai să vedem. Alo? Bună, deci ce joc ai zis că vrei să te învăț? Minecraft. Ok, hai să facem server. Wow, ce dificultate și ce game-ul ai ales? Survival, dar uite, m-am spawnat și uite, văd acolo un porc. Ok, și acum trebuie să mă înveți cum să creez lumea să intri și tu, nu? Da, dai open to land. Ok. What? Ai intrat? Am intrat. Ah. Ok. Și acum, cum joc jocul ăsta? Deci, în primul rând, trebuie să tai copaci, dar, pe, uite, pe tasta E, deschizi inventarul. Pe ce tastă deschid inventarul? Pe E. Wow! Bun, și acum noi trebuie să mergem să tăiem un copac. Uite, avem aici un copac. Ți-ai apăsat click stânga, ți-ai apăsat click stânga pe un bloc de ăsta. Deci trebuie să țin apăsat click stânga să tai copacul? Da. Ok.
A, da, mă doare. Ia. Wow! L-am spart. Și acum trebuie să spargi fiecare bloc. Fiecare bloc de lemn? Da, și trebuie să le iei, uite. A căzut unul pe jos. Ia, spargi și tu unul, că eu nu să-mi arăți. Uite așa. Wow, uite, acum îl sparg eu pe ăsta. Da, uite, și ți-l ajut pe ăsta, ai 3. Wow, ce tare, și acum ce fac cu astea? Bun, acum apasă tasta E să deschizi inventarul. Ok. Și acum dă click pe lemn. Da. Și trage-l într-o pătrățea de acolo, de la crafting, de sus. Ăsta cu crafting. Da, ăla. Uite, și mi-a dat walk planks. Gata, și acum ce trebuie să fac? Unde? Ce fac? Bun, acum vreau după mine. Ok. Și spargi și copacul ăsta. Ok, spargi. Să-l iau pe ăsta. Spargi și copacul ăsta. Bun. Și ia fiecare bucată din el. Așa. Ok, deci trebuie să iau fiecare bucată din copac. Ok, bun. Și acum uite, mai fac niște de ăsta walk planks și acum ia ce și fac? Bucata asta. Ok, iau și bucata asta. Ok. Și am și pe sus ca să nu lăsăm frunzele, că uite, am primit un măr. Bun, e bun. Lasă-l, păstrează-l dacă vrei să faci golda lei pe mai încolo. Ok. Păi, dar mi-e foame. Mănâncă-l atunci. Cum? Ți ia pe ăsta click dreapta. Click dreapta. Dreapta. Care e dreapta? Cea care nu-i stânga. Aaa. Păi uite că nu vrea să-l mănânce. Ți ia pe stat. Aaa. Ce... Da. Ce ură din partea lui. Ok, bun. Și acum mai trebuie să iau și pe ăsta. Gata. Da. Și acum? Și acum vine după mine. Ok, hai. Woo! Dar noi de ce notăm îmbrăcați? Pentru că sunt proști. Uite o oaie. Da, dacă vrei umoră să faci râs din care. A, ok. A, să facem o mină. Facem să-i luăm piatră. A, ok. Să-i luăm piatră. Hai. Facem așa, în formă de scară. Dar nu vrei să-ți dau o lopată sau ceva? Să se face o lopată? Ia uite. Mamă, wow, ce tare sunt. Hai, minează acolo. Stai așa că mă strigă mama, mă pun puțin pe mut. Bă, băieți, deci m-am pus pe mut. Bă, deci mâncava aici gura voastră, deci e mină de aur. Stai că mă pun pe difin. Bă, deci e mină de aur dacă nu dați 10.000 de like-uri. Bă, cum mă să mă înveți Minecraft la acest nivel, ești nebun? Mă învață cum să bat lemnul, ești nebun? Bă, deci 10.000 de like-uri și follow pe Instagram. Hai să continuăm. Mă auzi? Da. Așa, ia. Oh, și uite, ai dat de piatră de asta. Poți să o sparg cu sabia? Nu, trebuie să faci un pernicol. Ah, ia stai așa. Ia, nu mă ajuta, că cred că am o bănuială. Ia stai așa. Ia uite. Bun, bravo. Și acum spargi piatra. Ok, și acum trebuie să spar piatra. Uite, am primit un advancement. Trebuie să spargi la trebuie. Gata, atâta. E destul. Acum faci un pernicop de piatră. Nu. Spargi piatra până dai de fier. Ok. Dar se cam face noapte și ori să vină monștri. Nu putem face pat. Ce urât. Păi hai să mai căutăm oi. Uite, am mai găsit o oaie. Eu am mai găsit o oaie, deci avem 3 bucăți până acum. Nu, că am găsit și o oaie. A, da, uite că mai... Ok. Tu câte bucăți ai acum? Și acum fac rost și de 3. Și eu am una, deci mai trebuie să fac rost de 2. Nu. Uite, explodează. Uite, e un dăsta verde. Și uite, mai e și un dăsta. Cum explodează? Aoleu, chiar a explodat. Ba, oh, nu! O să mori! Nu! Te ajut! Nu! Te ajut să nu mori! Uite! Da, uite că nu s-a făcut. A, ia stai așa că m-a învățat un prieten ceva la școală. Da, chestia asta nu se poate folosi că sunt cheat-uri. A, sunt cheat-uri, da? Da. Atunci i-am furat patul. Bun, hai să... Ia uite un dăsta negru! Ce e ăsta, Slenderman? Nu te uite la el! De ce? Da, de ce? E sfios sau ce? Atacă. Mă atacă? Da. Mamă, ce ură din partea lui. Până găsim iron, eu zic să facem furnace ca să gătim mâncarea. Se face, știi cum, se face așa. A, deja știi, văd. Da. Bun. Și avem 4 bucăți. Tu ai 2, eu 3. Oh, uite ce-am găsit. Ai găsit iron. Bun, acum sparge. E al meu. Rau salmon. A, e somon de la scump.
Un milion kilo. Da, da, este crud, trebuie să-l gătești. A, nu, că l-am mâncat și crud, e bun, ești nebun. E... Vezi că ai ratat o bucată de fier. O, o, ok, o să o iau chiar acum. Ok, și acum hai să ne echipăm. Și hai să ne ducem să construim o casă. Ok, deci îmi pun armura asta și mergem să... Da. Mergem să ne punem în casă. Da. Ok, bun. Păi hai că iau eu ăsta și hai, după tine, hai că te urmez. Bun, acum trebuie să găsim un loc cât mai drept, cât mai nivelat ca să facem casa. Am înțeles, deci să fie straight. Asta nu este un loc bun. Asta nu este un loc bun pentru că este cam... Da, uite! Cam în tot, așa. Uite, nu vrei să facem acolo pe vârful muntelui casă? Nu, să putem. Nu putem? Nu, pentru că este prea puțin spațiu. Ai terminat casa? Da, am terminat-o. Da, dar este prea mică. Ce? Casa asta? Nu-ți place? E prea mică. Eu nu știu despre ce vorbești. Mie mi se pare chiar destul de decent, adică... Uite, trebuie să fie mai mare. Cred că pot să-mi pun și pat undeva pe aici. Deci, trebuie să spargem aceste uși. Am înțeles. Ce prevede acesta? Da, uite, dacă pun aici o ușă, ce se întâmplă? Nu se întâmplă, este o ușă. Păi și unde intru acum? În altă dimensiune. Wow, ce amuzant ai fost acolo. Eu te-am găsit niște dăsta negru, cred că am găsit ceva fer. Eu te ce-am găsit? Ăla e cărbune. A, cărbuni. Și sunt de mâncat? Nu, se folosește să faci torte și să îi pui ca combustibil pentru furnes. A, ce tare, foarte tare. Ok, deci e sigură că asta e casa finală? Da, asta este casa finală. Ok, arată-mi. Mamă. Ai și câini? Ăsta e cățelul meu. Da. Hai cu cuțu. Ai, uite, chiar vine aici, nebun. Bă, stai, ok, și aici sus ce e? Aici în sus am pus paturile. Și aici ce e? Ăsta ce e? Asta este un cafe și asta este un scaun. Am înțeles, da, destul de interesantă casa, n-am ce spune. Câinele ăsta nu știu ce vrea. Da, interesant, mi-am mulțumesc. Deci chiar am învățat foarte multe lucruri despre Minecraft astăzi. N-am ce spune. Ok, bun, și cam cât zici că a costat toată chestia asta? Păi, în jur de 2000 de euro.